prieteni, dragi invitați, onorată audiență. Am deosebita bucurie, plăcere și onoare să spun acum câteva cuvinte despre ideea unui proiect foarte frumos, care de fapt s-a născut aici la Cluj acum un secol, însă din fericire abia acum a reușit să fie pus în practică. Un proiect frumos care are un secol în spate și e bine că se întâmplă acum, bine că a apărut. Revista Operei este de fapt visul unui titan al muzicii clasice din spațiul românesc, Dimitrie Popovici Bayreuth, unul din părinții fondatori ai Operei Române, într-o perioadă în care generația Unirii, generația de aur a Unirii, a scris cu siguranță una din cele mai frumoase pagini din istoria poporului român. De aceea nu cred că exagerez dacă spun că această revistă, de fapt, a fost o obligație de suflet care ne-a fost transmisă chiar de cei ce acum 100 de ani făceau Unirea. Și cred că este potrivit să adresez acum la început niște mulțumiri cordiale domnului director Valentin Orga pentru că a acceptat să găzduiască în această sală, în cea mai mare bibliotecă a Transilvaniei, un asemenea eveniment important în care nu doar că vorbim despre o revistă, ne aducem aminte de oamenii de altă dată, de modele, de simboluri, de oamenii care au pus fundamente puternice, de oamenii care au investit mult în cultură și în principalele lor instituții. Pentru că fiecare poveste frumoasă are un început pe măsură, aș dori să spun că începutul meu la acest proiect deosebit se raportează la o întâlnire foarte specială pe care am avut-o cu doi prieteni de suflet, doamna Adelina Chișu, specialist în comunicare și marketing la compania Entity Data România, și domnul Florin Estefan, director al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. A fost o întâlnire foarte specială pentru că istoricii, în general, nu prea ies din turnul lor de fildeș și de foarte puțin de ori, din păcate, consolidează punți trainice cu cei care lucrează în domenii total diferite. La acea întâlnire am avut o experiență foarte aparte pentru că interlocutorii mei, deși erau din domenii total diferite de ceea ce făceam eu, au ascultat cu interes niște relatări despre cercetarea istorică de performanță, despre istoria românilor, de care eu sunt îndrăgostit iremediabil. În consecință, nu doar că am oferit, am și aflat lucruri interesante care m-au motivat foarte mult să mă implic în acest proiect. Am aflat atunci că domnul Daniel Meț, aici de față, a pus bazele unui club al operei în ideea de a susține sincer opera în sine și actul de cultură, ceea ce m-a bucurat foarte mult și m-a impulsionat foarte mult. Apoi mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu un om foarte drag, care din păcate nu mai este acum, domnul director, domnul academician Nicolae Droiu, care îmi spunea la un moment dat că Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj al Academiei Române, la fel ca și Opera Națională, au aceeași vârstă. În curând vor aniversa 100 de ani. Și cu toate că au 100 de ani și sunt în același oraș, niciodată nu s-au întâlnit pe baricadele aceluiași proiect. Niciodată în decurs de un secol n-au colaborat vreodată. Și atunci am spus că trebuie să facem ceva în acest sens. Trebuie ca două instituții care de un secol servesc națiunea română în plan cultural, trebuie să se apropie, trebuie să facă ceva împreună. Apoi am aflat cu stupoare de la domnul Estefan că nu există, la ora respectivă nu exista o revistă a Operei Române. Cu atât mai mult proiectului Bayreuth de acum un secol, simbolic intitulat Buletinul Operei, de fapt nu s-a materializat niciodată, nicăieri. Și atunci, mă repet, am vrut să ofer ceva. Am vrut să dau ceva din ce am eu mai bun în minte și în suflet, în ideea ca un vechi proiect să fie actual.
Am avut oarește emoții pentru că, deși îmi place foarte mult ideea de interdisciplinaritate și am mai colaborat cu ingineri, cu arhitecți, cu medici, niciodată n-am comunicat cu artiști lirici, cu atât mai puțin cu specialiști de la o companie de mare renume, precum Entity Data România. Dar doamna Adelina îmi spunea că să dăm emoții pentru că dacă realmente Clubul Operei hotărăște să investească încredere într-un proiect, atunci, cu siguranță, acel proiect se va face și nu doar că se va face, se va face foarte bine și va fi un real succes. Iar dacă voi colabora și voi lucra, atunci acel demers va fi un privilegiu pe care nu-l voi uita de grabă în această viață. În consecință, m-am raportat la această provocare ca la un privilegiu. Și, într-adevăr, a fost și rămâne pentru mine un mare privilegiu. Apoi, vreau să vă spun că, pe măsură ce s-a derulat proiectul și am avansat cu munca, am descoperit oameni minunați, care mi-au fost și îmi rămân alături. Vreau să folosesc această ocazie pentru a adresa mulțumiri cordiale pentru încredere, întâi de toate domnului Daniel Metz și celorlalți membri ai Clubului Pro Opera Transilvană, mă gândesc la domnul profesor Cornel Cătoi, domnul doctor Răzvan Limbașiu și prietenul meu, domnul Adrian Pili, cu care lucrez deja și la alte proiecte interesante despre care voi avea plăcerea să vorbesc într-o altă ocazie. Dar vreau să vă spun că nu am adresat aceste mulțumiri pentru încredere doar din complezență. Realmente, cred că Clubul Pro Opera are un rol vital în viața acestei instituții, în viața Templului Culturii Transilvane, cum este cunoscută opera română. Am început să studiez la un moment dat Arhiva Operei, o parte care se află la Arhivele Naționale, o altă parte chiar în clădirea operei și m-am întâlnit cu manuscrisele lui Bayreuth. Iar într-un final am înțeles ce s-a întâmplat acum un secol, de ce acel proiect nu s-a materializat vreodată. Bayreuth mărturisește că în acele vremuri de efervescență politică, când se năștea România Mare, condițiile economice nu au fost întotdeauna foarte favorabile și ceea ce el avea la dispoziție la ora respectivă, toate resursele pe care le-a deținut, le-a folosit ca să consolideze tânăra operă care tocmai se înființase. A folosit resursele ca să ajute actorii, tinerele talente să se poată afirma. Și atunci, mărturisește el cu oarecare regret, ar fi fost nevoie de un suport complementar, ar fi fost nevoie de un patronaj cultural constant pentru ca și alte proiecte să poate fi duse la îndeplinire. Tocmai de aceea cred că un asemenea club al operei ar fi trebuit să existe și acum un secol. Dacă ar fi existat și revista ar fi apărut cu aceeași frecvență cu care ne-am propus să o publicăm noi o dată la 3 luni, cred că acum, la ora aceasta, n-am fi aniversat numărul 1 al revistei, ci probabil ar fi fost numărul 400 sau poate chiar 1000. Dar așa cum spunea și domnul Ștefan în chiar primul număr primul interviu al revistei, lucrurile cu adevărat frumoase și durabile se întâmplă la momentul potrivit și cu oamenii potriviți. Vreau să vă spun că eu sunt doar un norocos care a avut parte de privilegiul de a fi un musafir mereu binevenit la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Am primit foarte multă încredere din partea domnului director și am început să cataloghez arhiva și asta a fost pentru mine un mare câștig sufletesc și este un mare câștig sufletesc. Apoi mi-am făcut prieteni noi și am început să simt că, de fapt, la operă este ca acasă la Academie, în consecință mă reîntorc de fiecare dată cu multă plăcere. Iar într-un final am realizat că prietenii mei de acolo sunt, de fapt, parte din echipa cu care lucrez. În consecință, nu pot să nu-i pomenesc, pentru că fără ei, revista n-ar exista. Fără ei, cu siguranță, n-aș fi putut să duc la îndeplinire o muncă grea. O să încep pomenind-o pe doamna Anca Pintilie, pentru că realmente dumnea ei a făcut magie cu acest număr, cu această revistă. Este o persoană foarte talentată și
Dacă revista arată atât de frumos precum arată, eu datorăm în bună măsură și n-am apucat niciodată să-i spun că pe durata acestei colaborări am primit foarte mult de la dumneaei, am învățat foarte multe de la dumneaei și faptul în sine că m-am simțit mereu în siguranță și că am avut certitudinea că acest proiect se va îndeplini, eu datorez în bună măsură și dumneaei. Apoi, colega mea, draga mea prietenă, Mihaela Vârlan, care este solistă în forul operei, o persoană talentată care are un conde extraordinar de bun, tocmai de aceea și cred că cine va citi și va reciti rubrica de storytelling sau de parodii, va savura de fiecare dată revista și nu cred că exagerez dacă spun că Mihaela este cu siguranță sarea și piperul acestei reviste. Ah, nu e solistă. Ok. Coristă. Ok. Apoi, o revelație a fost pentru mine domnișoara Beatrice Elena Iordache, despre care nu știam că are studii de muzicologie. Am descoperit în dumneaei o persoană extraordinar de talentată și o persoană cu un spirit critic și o persoană foarte obiectivă de care revista realmente are nevoie. Știu că este ziua ei astăzi și profit de ocazie să-i spun la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, să fie la fel de frumoasă și de inspirată ca întotdeauna. Iar visele frumoase pe care le are să se îndeplinească în fiecare zi. Am colaborat apoi foarte bine cu doi specialiști, domnul Oleg Garaz, muzicolog și profesor de la Conservatorul de Muzică, respectiv doamna Oltea Șerban Bărâu, muzicolog, critic, membru în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Și firește nu pot să nu le pomenesc pe celelalte prietene și colege cu care am lucrat la partea de organizare, de corectură și tot ce a ținut de bunul mers al lucrurilor. Simona Dorchea, aici de față, Paula Șantor și Alina Nistor. De fapt, noi ne-am propus să facem din această revistă o punte trainică de legătură între operă și marele public. De fapt, vrem să facem o platformă în care publicul să înțeleagă și să simte mai bine opera în sine. O platformă din care fiecare să înțeleagă ce se întâmplă de fapt pe scenă. O platformă în care artiștii lirici să fie mai aproape de marele public. De aceea îi vom urmări, îi vom prezenta în storytelling-uri, în interviuri, în prezentări sau în lansări de carte. Firește, nu am omis partea de istorie pentru că este un capitol vital. Eu am scris și voi scrie despre opera din Cluj și celelalte opere din țară, în perioada aceea frumoasă sau Belle Époque, cum mi se spune. Cred că este foarte important pentru că ce s-a întâmplat odinioară, modelele de altă dată, de fapt, sunt mai actuale ca oricând. Și mie îmi place să le numesc ancore pentru suflet, pentru că avem nevoie de ele să ne inspire, să ne îndrume atât în prezent, cât și în viitor. De aceea vă invit să ne citiți, vă invit să ne scrieți, să ne criticați, să ne trimiteți sugestii. Vă asigur că vom ține cont de fiecare dintre ele și noi vom deveni tot mai buni odată cu fiecare număr care apare. De fapt, dacă mă gândesc bine, vom scrie revista împreună și atunci când o vom face, cine o va deschide, cu siguranță va simți nevoia să se întoarcă la ea încă o dată și încă o dată, cu aceeași plăcere. N-aș vrea să închei fără să mai spun două aspecte importante. O să cer îngăduința dumneavoastră să permiteți să dedic această revistă unui om foarte drag, domnul academician Nicolae Droiu, care s-a stins din viață acum câteva zile. Dumnealui ar fi vrut să vină la această prezentare și a dorit mult, însă n-a fost să fie. Dumnealui a fost pentru mine și rămâne un model în ceea ce privește erudiția, echilibrul, bunul simț. L-am exersat pe toate acestea cu dumnealui pe durata două decenii și mai bine și pot să spun că o promisiune pe care am făcut-o față de dumnealui se realizează astăzi.
Dumnealui spunea mereu că anul centenar trebuie să fie un an în care să ne întâlnim cu toții, să sărbătorim împreună. Nu avem voie să facem din acest an un moment al festivismului, un moment al formelor fără fond. Trebuie să oferim ceva. De aceea dumnealui a semnat cu mult entuziasm parteneriatul dintre Opera Națională Română și Academia Română. Finalmente, m-aș mai referi la un simbol, la ceea ce înseamnă, de fapt, revista. Este, de fapt, spuneam, o platformă între marele public și operă. Dar Bayreuth și-a dorit o revistă prin care oamenii să vină aproape de operă și prin operă să fie mai aproape unii de alții. De asta cred că avem nevoie acum în anul centenar. Trebuie să fim aproape unii de alții, trebuie să rămânem unii lângă alții și trebuie să sărbătorim împreună. Pentru că, până la urmă, evenimentul de aceea va avea foarte. Eu cred că această revistă are potențialul să-i aducă pe oameni împreună. Văd în sală aici persoane, prieteni, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, care fac parte din domenii total diferite. O salut pe doamna dr. Moisil, Simona Schneider, Mihaela Miron, Adina Scarin și alții, care sunt legați de operă pentru că iubesc opera. Datorită unor oameni care iubesc opera, eu cred că și noi care scriem revista suntem pe drumul cel bun. Simt că facem ceea ce trebuie să facem. De aceea, cred că nu este un păcat dacă voi spune că peste un secol, peste 100 de ani, la următorul centenar, când noi nu vom mai fi, dar vor veni alții, de ce nu tot în această sală, și vor aniversa de Doamne numărul 1000 al revistei, își vor aduce aminte de noi și vor rememora această zi, spunând că, de fapt, ne-am întâlnit să aducem un tribut de prețuire, de respect, de admirație, de stimă pentru tot ceea ce este talent, valoare, geniu în sânul acestui popor român. Faptul în sine că putem să spunem aceasta acum, faptul în sine că putem să o spunem și mâine și poimâine, între paginile unei reviste atât de frumoase, este un privilegiu pe care vi-l datorăm și dumneavoastră, cei care ne urmăriți. De aceea, în numele meu și al colegilor mei, mă înclin cu reverență. Vă mulțumesc!